În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi cer scuze, în primul rând, de ora târzie. Și îmi cer scuze că vă mai răpesc 5 minute. Dar trebuie să vă, la sugestia Părintelui Stareț, să vă spun doar câteva lucruri mărunte și strict importante. Pentru că mâine este adormirea Maicii Domnului, chiar dacă este luni, este sărbătoare cu cruce roșie, deci slujba va începe la ora 8. În continuare vom spovedi, dacă mai sunt rămășiți ale uitării sau a anumitor probleme strict personale, deci puteți veni și mâine dimineață nemâncați pentru spovedit și împărtășit. Și ce ar trebui, în primul rând, să vă mulțumim de participarea din seara aceasta. Și cred că important ar fi să aveți o idee generală despre troparul acesta, într-o naștere, fecioria ai păzit. Deci este primul element din dogma întrupării prin care se poate demonstra că taina este mai presus de taină, întrucât la baza acestui act divin stă curăția și fecioria. Ce este curăția, ce este fecioria? Curăția înseamnă trup neatins și fecioria înseamnă trup neîntinat. Deci poți să fii fecioară, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Femeie n-am cunoscut, dar fecior nu sunt. Este vorba de întinarea minții, pentru că păcatul vine întâi prin ochi, prin urechi și apoi prin celelalte mădulare. Dar la Maica Domnului, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, întâlnim două elemente distincte. Pururi rugătoare pentru noi, dar nu numai în starea de Maica lui Dumnezeu, deci nu în starea de har, ci și înainte de starea de har, spune psalmistul David, și-a poftit împăratul frumusețea ta și te-a ales pe tine, uită poporul tău, ascultă fică și vezi, și uită poporul tău și casa părintelui tău. Adică ce trebuie să înțelegem? Pentru desăvârșita curățire a minții, ceea ce numim noi mistica sau starea de rugăciune, Maica Domnului a reușit prin mintea ei să urce la nivelul heruvimilor și serafimilor, de aceea îi se și cântă mai cinstită decât heruvimii și serafimii, prin faptul că mintea ei, cum spune Sfântul Ioan Damaschinu, spune așa, minte înflăcărată mai presus de heruvim și de serafim, iar în Paraclis spune, mai curată decât strălucirile soarelui. De ce? Soarele poate să lumineze într-o baltă, într-o toiletă, peste un ticălos, peste un păcătos. Mintea Maicii Domnului nu se întinează de absolut de nimic, este în hai să folosim un termen tehnic, în perfecta răpire și unire cu Dumnezeu. Deci este cu mintea în cer. Acesta e cuvântul potrivit. Deci fecioară mai înaltă decât cerurile. Deci lucru nemai întâlnit până la Maica Domnului. Și ce are la rădăcină acest lucru? Că cineva va zice, Părinte, dar și noi ne-am dorit starea asta. Nu putem dori pentru că nu ne tragem din drepți dumnezești, părinți. Ce înseamnă drepți dumnezești, părinți? Să căutăm în rădăcina prologilor și să găsim doi bătrâni curați și temători de Dumnezeu, sterpi fără de prunci, care o viață întreagă s-au rugat și au fost, nu neapărat deznădăjduiți, dar mâhniți sufletește, că Isahar arhiereul le respingea tot timpul jertfa, spunea, blestemați sunteți că n-aveți sămânță în Sion. Iar ei au hotărât atunci un lucru care nu ține de voia noastră, ci de voia lor, dar de știința lui Dumnezeu. Și de vom avea o odraslă, n-a spus fată sau băiat, o vom da o biserică. Iată ce taină mare, o vom da o biserică. Au aforesit-o lui Dumnezeu, aforesit-o sau afioresit-o lui Dumnezeu, dăruită lui Dumnezeu. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că rădăcina acestei stări imaculate, ca să folosim un termen mai catolic, vine și din rădăcina sănătoasă a ceea ce numim noi familia. Familia sfântă, născătorii pe care i-am cântat în seara aceasta la prohod, se bucură de tine. Ei, acest Ioachim și această Ana au avut puterea de a se întâlni cu Arhanghelul Mihail, care le-a vestit și a spus, veți avea o fică, Ana, vei rămâne însărcinată și vei avea o pruncă. Ea era în grădină, el era la munte, la oi, pe Valea Hozeviei, care a fost acolo pe la pește, era Sfântul Ioaniacu, pe acolo își păștea oile, avea și o chilie, se cheamă chilia Sfintei Ana, este chilia Sfântului Ioachim. Și ce este interesant,
că în momentul când a venit vremea, au și dus-o la templu și au dărit-o bisericii. Deci nu cum facem noi, eu știu, părinte, dacă Dumnezeu vrea, sau cum mai spune câte un tânăr, ei, dacă a fi de la Dumnezeu, dar ce vrei să vină Dumnezeu, scoboară la tine, hai te rog, vină și mă slujește, nu? Deci este vorba de acel fie veșnic care a ieșit din gura Maicii Domnului după o viață de stat în templu, deci la vârsta de 13 anișori, să vezi o copilă însărcinată de la Duhul Sfânt, ar fi o nebunie, hai domnișoară, că prins steluțe, ce cu tine? Și ea totuși discută cu îngerul de la egal la egal, se apără în fața lui și are și puterea de a-l convinge și a-i spune, nu știu de bărbat, nu știu de dulceață de nuntă, ce-mi vorbești mie aceasta? N-am cunoscut pofta nunții, n-am cunoscut patul nunții, de ce-mi vorbești? Și îngerul îi spune, și eu mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Deci îngerul i-a descoperit o micime din taină, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Păi ce fel de mireasă nenuntită? Și atunci Ioan Damaschinul spune, mireasa Tatălui din cer și Maica Fiului de pe pământ. De ce? Că Fiul se deșartă, ia chip de rob. Și spune, Biserica Duhului Sfânt, Rai Cuvântător, Porumbiță Cuvântătoare, Spic Nearat, Scara lui Iacov, Lâna lui Gheodeon, etică, deci toate prorociile Vechiului Testament. Dar ce rămâne însă interesant? Că în momentul în care se pune în genunchi și cere lui Dumnezeu îndurarea să nu fie o înșelare ca Evei oarecând, are puterea să spună, să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Deci, discută direct de la egal la egal cu Dumnezeu. Dacă tu asta vrei, Doamne, așa o fi. Eu sunt în supunerea ta. Fără să întrebe de ce, cum și pentru ce. Ei, acest lucru a făcut din Fecioara Maria ca fecioria ei să nu fie doar de natura virginității, ci să fie și de natura minții și a sufletului și a inimii. Aici era, aici putem vorbi și de o fecioria a gândurilor. Gândurile tale mai presus de fire, spune Damaschinul în Bogorodiș, în canoanele Maicii Domnului, care sunt mai presus de gândirile heruvimicești și serafimicești ale îngerilor. Iată ce frumos spune Ioan Damaschinul în canoane. Și iarăși, în momentul în care căutăm la... este Nicolae Cabasila, deci când căutăm la Nicolae Cabasila, spune așa, tu ai fost macul cel înroșit care te-a înroșit de sângiurile lui Hristos luate din sângiurile tale, prevestind mai înainte întrupare și mântuire, moarte și înviere, dar o moarte a vieții. Deci n-a fost o moarte care a ucis pe Adam. În Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Înviază o moarte a vieții, deci cu moartea pe moarte călcând și celor morminte viață dărindu-le. Deci sângele Fecioarei Maria s-a făcut una cu sângele lui Hristos, s-a făcut una cu trupul lui Hristos, s-au hrănit unul din celălalt. I-a luat darurile din Hristos, Fiul întrupat suvren, iar Duhul Sfânt lucra în cei doi și în Iisus, pentru că era în lucrarea Tatălui, am venit să fac voia Tatălui meu care m-a trimis și lucra și în Fecioara. Duhul Sfânt te va umbri și puterea celui preanalt te va umbri și Duhul Sfânt va fi peste tine. Iar acolo spune, pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Deci fii atent, nu lipsea o clipă, Duhul Sfânt din Fecioara Maria, el nu sugea doar lapte din sâni, ci sugea și Duh Sfânt. Deci se hrănea permanent. Maica Domnului era o biserică vie, era un altar, un potir, o sfântă masă, care hrănea prescura Hristos să crească, să desăvârșească lumea. Deci trebuia să o desăvârșească numai prin înviere. Și a plecat micuță de la prunc, că așa începe liturgia. Liturgia începe de la o prescură mică, mică, pe care o ia preotul în mână, înseamnă cu semnul crucii, spune o sumedenie de rugăciuni, și o taie, și o joacă, și o mișcă, și o așează, și o pune pe un disc și tot așa, așa toată taina întrupării. Și spune, și a venit prunc, a venit steaua așa stătul deasupra, acoperă pe noi cu acoperământul tare, acoperită cerul bunătatea ta de slavă, tai prin tot pământul și începe acoperirile mari până începe esența liturghiei și ce explodează deodată de pe sfânta masă? Trupul lui Hristos și face asta, cinstitul trupa Hristosului tău, cinstitul sângea Hristosului tău, de unde luate?
luate din grâu și din vinul pe care tu îl aduci la biserică și îl dai la ușa Sfântului Altar și cu care se hrănește miimea credincioșilor, nevăzută, nemăsurată și neștiută, an de an și zi de zi, de aceea cântăm ale tale dintr-o ale tale. Deci lucrul acesta s-a petrecut în pântecele Fecioare, sfințindu-se unii pe alții. Duhul Sfânt sfințește masa, Duhul Sfânt sfințește epicleza, Duhul Sfânt sfințește Euharistia, Duhul Sfânt sfințește liturghia, Duhul Sfânt sfințește preotul, Duhul Sfânt sfințește pruncul botezat, Duhul Sfânt sfințește mirungerea, Duhul Sfânt sfințește pocăința, Duhul Sfânt sfințește căsătoria și tot se supun și se succed și merg una spre alta, spre ce? Spre darurile cele multe ale Duhului Sfânt, care încep cu Duhul temere și a discernii, se sfârșesc cu Duhul fricii celei sfinte de a nu supăra pe Dumnezeu. Iată Fecioara a spus, să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. De ce v-am spus lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că Fecioara Maria nu este un produs al literaturii, nu este un produs al poporului iudaic, să nu trăiți, că spun mulți, aia Maica Domnului a fost evreică. Da, dar n-a fost orice fel de evreică. Luați toate fetele până la Fecioara Maria. S-au măritat, s-au dus după împărați, și-au luat și David o căruță de neveste, a venit și Solomon la fel, și-au venit și alții după el, și împărați, și împărați, și împărați, și toți au făcut ce au vrut. Ea a fost cea care a fost aleasă de Dumnezeu, s-a desprins din poporul iudeu, n-a avut nimic cu el comun, pentru că s-a dăruit lui Dumnezeu și ca drept dovadă o găsim la recensământ. Unde o găsim? Săracă, cu un măgăruș și cu un om necăjit și chinuit, cu o burtă mare, într-o iesle goală și putredă și cu fân în ea și cu abandonată, unde se ținea dobitoacele, născând acolo pe împăratul cerului și a pământului. Nu o găsim în casa rabinului, nu o găsim în casa, în pridvorul sinagogii, nu o găsim în pretoriu iudaic. Nu. O găsim izolată, singură, departe de lumea cea stricată și întunecată, unde îngerii cântă, păstorii o slavostovesc și magii se închină. Iată neamurile străine. Și în momentul în care se distinge ca cea mai aleasă dintre femei, primește această putere a fecioriei, știți pilda din Pateric, când a venit un mare înțelept filozof la un bătrân și a zis, bătrâne, cum înțelegi tu fecioria asta, că eu tare greu sunt de cap, dacă mi-o explic biologic, nu înțeleg, dacă mi-o explic rațional, nu înțeleg, dacă mi-o explic inteligibil, nu înțeleg. Și a lovit odată cu toiagul în piatră și a ieșit un crin și a spus, fecioară înainte de naștere. Și a lovit cu toiagul în piatră și a ieșit al doilea crin, fecioară în timpul nașterii. Și a lovit a treia oară și a ieșit al treilea crin și a spus, fecioară după naștere. De aici tâlcuiește tu. Și a amuțit filozoful. Nici o buză și nici o gură nu poate să răspundă, cum spune acolo în Paraclis, mute să fie buzele care nu se închină cinstite icoanei tale zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care aceasta și mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui și iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Aceasta e icoana Sfântului Luca, atât. Luca 1 până la 25. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dincolo de Fecioara Maria nu găsim personaj de legendă. Nu găsim personaj de literatură universală sau științifico-fantastic. Stau ăștia și explică și fac ei reportaje, Discovery și National Geographic și tot ce vor ei și vor să explice de unde a început apa și unde s-a sfârșit lacul și de unde începe iarba și de unde paște vaca. N-are nicio treabă. Dincolo de această taină nu se pătrunde în cuvinte omenești. Taina cea din veacă ascunsă și de înger neștiută. Aceasta este Fecioara pe care o cinstim și este purtătoare de viață, pentru că să știți un singur lucru. În Noul Testament moartea este somn. Fecioara Maria este singura care s-a bucurat de virtutea morții numită adormire. Într-o adormire lumea nu ai părăsit. În ce constă cuvântul lumea nu ai părăsit? Stă pe catafalc cu trupul, dar face minuni, stă în brațele Fiului, deci dacă ne uităm o foarte mare atenție, deci, și aici ce vrea să scoată în evidență troparul? Că Maica Domnului e pretutindea, nu dacă mă rog eu acasă și a venit la mine, nu mai poate veni la Ileana în Dacia că se roagă și ea tot la Maica Domnului, sau nu poate merge la Ion în Dancu că și el se roagă la Maica, nu? E aproape că a primit această putere, dacă vreți, a omniprezenței și pretutindenea, precum sunt razele soarelui, prin puterea binefăcătoare de a purta puterea Fiului ei. Deci v-am spus, aci pe catafalc face minuni când vine Arhanghelul, taie la Atonie mâinile când vrea să răstoarne psicriul,
aci în brațele Fiului lui Dumnezeu, ca prunc, uitați-vă acolo în spate la taina nașterii, cum o ține, la adormirii, cum o ține Iisus Hristos, și aci este la tronul Tatălui, stătuta împărăteasa de-a dreapta în haină de aur, înfrumusețată și împodobită. Și oarecărei femei s-au mai închinat pomii și cărei s-au mai închinat florile și a zis, o, Maica lui Dumnezeu, trebuie să pleci la locașurile fiului tău. Deci, fiul din start a încărcat-o pe Maica Domnului cu cinstea de împărăteasă, care n-a luat-o cu sabia sau a venit ea cu care de război și cu merinde și cu strategii militare și și-a cucerit un domeniu și a spus, aici îmi pun eu tron. Nu! A devenit împărăteasă prin faptul că a purtat în pântece un împărat. Și acel împărat i-a pus o pecete veșnică care nu i-a mai putut-o lua nimeni. Zi-o, Maica mea, și rugăciunile tale se vor îndeplini mult, poate îmblânzirea Maicii, la îmblânzirea stăpânului, la rugăciunea Maicii, în Paraclis. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că primește demnitate împărătească din clipa în care trebuie să moară. Să moară, să se mute la cer, ăsta era cuvântul. Nu există cuvântul moarte. La Maica Domnului nu poate muri niciodată. Ea este izvor de viață vie. De ce de viață vie? Viu e Hristos în ea, vie este ea și vie este viața care nu are niciodată moarte, nu are izvor de început. Izvorul vieții, Hristos mai presus de izvorul vieții, că nu avem cuvânt. Și ce face? Întâi vine un înger și îi se închină. Cui îi se mai închină îngerii? Decât unei ființe superioare. Și cine e acea ființă superioară? Mama împăratului cerului, adică împărăteasa îngerilor. Apoi vin și să pleacă florile și copacii și natura și toate ei se închină. De ce o respectă? Că este mama lui Dumnezeu. Apoi vin îngerii și coboară. Uitați-vă acolo în pictură. De ce vin să închină îngerii? Să cunoască pe cea care a născut pe fiul lui Dumnezeu. Hopa! Când ai oameni mari, unde îi aștepți? Pe arhiereul aștepți la poarta bisericii cu Evanghelia. Pe președinte unde îl aștepți? Cu pâine și cu sare. Pe un mare oaspete de stat, unde îl aștepți? Într-un loc amenajat unde îi cântă fanfara și îi prezinți un onor. Ce se întâmplă în momentul în care vrea să plece Maica Domnului la cer? Împărăteasa să-și ia locul la tron. Vine direct fiul împăratului, o ia în brațe și îi spune, haide să te duc eu pe calea pe care tu nu poți să mergi astăzi singură, ci trebuie să fii însoțită de mine, că eu calea aceasta am bătătorit-o și o cunosc. Și o duce la tronul Sfintei Treimi și o pune de dreapta Tatălui. Tată, aceasta e fiica ta, aceasta e mama mea, aceasta e mireasa ta. Și Duhul Sfânt spune, așa este, eu m-am pogorât peste ea. Deci, vedeți, aceasta este taina adormirii. Nimeni n-a adormit până la ea și nici nu va mai adormi. Sfinții sunt vii în veac, dar ei dorm, nu adorm. Ei dorm, moartea e somn. Dar Maica Domnului adorme, adică atât durează urcarea la cer, cât a închis ochii. În clipa în care a închis ochii, Duhul Sfânt a desăvârșit-o, a făcut-o palata Duhului Sfânt și trupul ei a devenit binefăcător, izvorător de viață și neputrezător. Ca drept dovadă că l-au cătat în mormânt și nu l-a mai găsit. Toma, care săracul tot lui a picat sorții, nu din vreun motiv anume, ci așa a fost să fie, și care ați fost la Ierusalim, ați văzut mormântul ăla gol la Ghețimania, acolo în grotă, este mormântul lui Ioachim și al Anei, și mai jos acolo cu sticlă, după forma trupului Maicii Domnului, mititeluț, un mormânt drăguț acolo, unde se închină oamenii și ating loc. Cât e de original Maica Domnului știe, dar piatra, bucățica e originală. Restul mai sunt adăugituri, construcții, arhitectură și așa mai departe. Ce rămâne însă important? Că este un mormânt de viață izvorător, așa cum și mormântul de la Sfântul Mormânt este de viață izvorător. Pentru că ea, dacă n-a murit niciodată, nimeni nu poate muri ci în s-atinge de ea. Și dacă ea trăiește veșnic și noi trăim veșnic. Ne mai vedem mâine să continuăm ideea. Amin.